În jurul nostru sunt foarte multe cuvinte, foarte multe înscrisuri și nu e vorba despre cărți aici. E vorba despre faptul că noi citim enorm în fiecare zi. Cine spune că nu citim se înșeală foarte tare. Citim firme pe stradă, citim indicații de pe autobuz, citim pe telefon, de citit. În mecanica cititului, citim. Dar asta nu înseamnă că citim ce și cât trebuie. Ca citit, cantitativ vorbind, o facem mult. Calitativ vorbind, o facem puțin. It used to be called reading, you know? Now yes. people click and don't think much. Now, so you have to have a new word for reading and thinking, which is called deep reading. I just call it reading. Nu cred că o să dispară cititul profund, pentru că nu cred că o să dispară cărțile. Pentru că nu cred că toată lumea va citi la nesfârșit folosind un click sau folosind atingerea unui ecran, exact în aceeași măsură în care cred că înțelesul profund al cărților, că lumea profundă a cărților poate să supraviețuiască și pe o tabletă. Are many effects. It just depends upon, of course, what you're doing. The general effect is that we all know, well, on a screen information is fleeting. So, and it could be, well, somebody just telling us rubbish on the screen. Mm-hmm. It might be good. So if you ask California students, for example, what do you want for your course materials? Screens, reading from a screen or reading from a book? Cartea, așa cum este și o icoană, generează o anumită formă de energie. Uneori râdem de cei care țin cărțile în casă și nu le citesc și biblioteca este un element de decor. Dar faptul că o carte există într-o casă, uneori e suficient ca să genereze o părticică de lucru bun, așa cum face și o icoană. Reading and clicking is not so good, not as good as just reading and books. You can do just reading, which is why they are better. Cartea contează prin simpla ei prezență fizică, iar experiența de a o răsfoi, de a o citi, este o experiență profundă pe care contactul cu ecranul nu o să o înlocuiască. Pe de altă parte, cred că înțelesul cărților, înțelesul adânc al cărților, poate să fie accesat și citind cărțile astea de pe o tabletă. Asta ne stă în putere, ca în lupta dintre bine și rău, să încercăm să întărim tabăra binelui. Să ne întoarcem un pic la Alexandru Dragomir, la a nu muri bou. Boul este cineva care trage, care muncește, care duce o greutate, cineva care te ajută în diferite feluri de muncă. Românește însă, boul este și o întruchipare a prostiei, a ignoranței. De ce aș citi mai filozofia lumii și nu? Pentru că am vrut să înțeleg ce-i cu mine și cu viața mea, ca să nu mor bou. Ca să nu fiu bou, ca să nu mor bou, să nu fii bou, nu fii bou, cu semnul exclamării și cu un singur I în cazul ăsta. Prin urmare, că suntem la Vorbește Corect, povestea cu boul poate să aibă mai multe accepțiuni. Două, mai precis, în cazul ăsta. Dacă duci lucrurile în zona metaforei, lucrurile s-ar putea să se schimbe. Dar nu poți să înțelegi povestea cu boul doar în accepțiunea ei care îți spune că boul este un animal sacru, că boul este cineva care ajută prin forța lui la împlinirea lucrurilor bune sau la împlinirea unor munci. Ca să nu mor bou. În viața țăranului român, de-a lungul a multe sute de ani, boul a reprezentat animalul de nădejde, la plug, la car, la munca câmpului sau chiar ca sursă de hrană. Fondul lexical popular cuprinde o serie de expresii care subliniază rolul și importanța acestui animal în mentalul țărănesc. A nu-i fi boi acasă, a nu se simți bine. A scoate pe cineva din boii lui, a enerva. A scoate pe cineva la drum de boi, a sărăci pe cineva. Tot înțelepciunea populară a asociat cu acest animal o persoană mărginită la minte, muncitoare și răbdătoare. Prin extindere, bou a ajuns în semne prost, sens cu care este folosit și în expresii ca a plecat bou și s-a întors vacă, cu sensul nu a reușit să învețe nimic, nu s-a lămurit, sau în asocieri spontane, să nu mor bou, cu sensul să nu mor prost. Când se spune ca să nu mor bou, înțelegi ca să nu mor ignorant. Face parte din paleta largă de înțelesuri pe care de multe ori o formulă din limba română le are.
Un cuvânt poate reprezenta un text, poate să stea pentru un text.